Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit o etalare de tarot din 3 cărți pentru energia zilei de duminică 29 noiembrie. Asta este o etalare generală, prin urmare e foarte important să iei din ea doar acele mesaje care se aplică pentru tine și să ignori ceea ce nu este pentru tine, probabil e pentru altcineva. Ține minte că eu nu prezic viitorul, viitorul este în mâinile tale, eu doar interpretez potențialul energetic al zilei, astfel încât să vezi riscurile și oportunitățile din fiecare zi în parte. Eu îți dau o hartă astfel încât tu să poți să iei decizii informate, indiferent dacă urmărești pentru tine, pentru partener, parteneră, pentru familie, prieteni, copii, noi nu judecăm pe nimeni, nu dorim răul nimănui și nu folosim aceste informații în scopuri malefice. Noi ne susținem, creștem împreună și evoluăm mental, spiritual, emoțional și fizic. Hai să scoatem o carte pentru dragoste, una pentru sănătate și una pentru bani, carieră, situație financiară. În dragoste avem o carte foarte interesantă care combină energia arcanei majore, roata norocului, cu cea a arcanei minore, 10-le de cupe. O zi în care primiți o răsplată karmică, acum depinde dacă e pozitivă sau negativă, depinde de karma pe care a acumulat-o fiecare. Se văd rezultatele acțiunilor voastre din trecut. Pentru cei care sunteți într-o relație, e posibil să fie momentul în care fie treceți la nivelul următor în relația voastră și aceasta se oficializează printr-o logodnă, prin faptul că vă mutați împreună sau că decideți să vă căsătoriți, să vă cumpărați un apartament sau o mașină împreună, sau s-ar putea pentru alții dintre voi relația să se dizolve, da? Să treacă la următoarea etapă logică în această relație, care s-ar putea să fie finalizarea relației, da? După cum am zis, depinde de karma fiecăruia, depinde dacă sunteți în relația corectă, bună și benefică pentru voi sau nu. Pentru cei care sunteți singuri, puteți să întâlniți o persoană care iarăși cumva să vă echilibreze karma personală. O parte dintre voi s-ar putea să vă întâlniți sufletul pereche, persoana cu care sunteți meniți să fiți împreună. O parte dintre voi s-ar putea să întâlniți persoane care trebuie să apară în viața voastră ca să vă înveți anumite lecții. Pentru cei singuri e posibil să cunoașteți viitorul sau viitoarea voastră parteneră prin anumiți membri ai familiei sau prin cercul vostru de prieteni. Acest nou partener sau parteneră poate să fie din zodiile de apă, rac, scorpion, pești sau din zodiile fixe, taur, leu, vărsător. În sănătate, parte dintre voi s-ar putea să sufere de insomnii sau de un început de depresie. Dacă acest lucru nu se aplică pentru voi, s-ar putea să treceți printr-o perioadă în care aveți anumite sperieturi legate de situația voastră de sănătate. Tind să cred că vă faceți mai multe griji decât e cazul, pentru că situația nu e chiar așa de rea cum pare acum. Dacă aveți o nedumerire sau nu sunteți siguri de starea voastră de sănătate, e foarte indicat să consultați un specialist. Nu vă autodiagnosticați, nu vă căutați simptomele pe Google, pentru că o să vă speriați mai mult decât este necesar. În bani, afaceri, situație financiară, avem o carte foarte interesantă care combină în ea arcana majoră temperanța cu arcana minoră doiul de cupe. Dar vedeți, această carte este întoarsă pe dos. Prin urmare, îmi arată riscul pentru excese sau riscul de a întâlni astăzi persoane care vă promit mai mult decât vă pot da, de a intra în parteneriate care vă promit anumite lucruri care o să se adeverească pe parcurs că nu sunt așa cum vi s-au promis. O zi dezechilibrată în care riscați să cheltuiți mai mult decât v-ați propus, riscați să vă dați o gaură în buget pe ceva ce nu e așa cum pare. Mare atenție mai ales pentru săgetători, dar și pentru zodiile de apă, pentru rac, scorpion și pești. Nu vă lăsați păcăliți, fiți chibzuiți și mare atenție dacă o anumită ofertă sună prea bine pentru a fi adevărat, posibil că nu e adevărat. Bun, și hai să scoatem un card din aceste carturi de înțelepciune, o carte ca să ne dea de ghidaj suplimentar pentru ziua de azi. Îmi binecuvântez familia cu iubire. Dacă doresc iubire și acceptare din partea familiei mele, trebuie să am iubire și acceptare pentru ea. Un mesaj foarte frumos
Lăsați-mi în comentarii cum se aplică această interpretare pentru voi. Vă doresc să aveți o zi minunată. Pe mâine! Pa, pa!